Cepovici și la un pas în fața golului. Da, gol marcat de Spasici, la o greșeală în lanța apărării noastre. Fundașul Spasici a reușit să înscrie. Revedem faza, a intervenit acolo și Giurovski și Spasici din apropiere a reușit să înscrie pe lângă Stelea și Klein. Deci 2 la 1, minutul 24 al reprizei secunde.